2-2-10, Pitulicea, recepție, da? Ok. Bună dimineața, dragi prieteni, bine ne-am reîntâlnit la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi. Astăzi, 8 mai. Trebuie să ținem minte, deci 7 mai, nu mai cu de-alea, cu istoria fotbalului, cu ce... No, 7 mai, ziua în care au descins procurorii DNA la Consiliul Județean Suceava. Eu vă mărturisesc că, sucevean fiind, m-am uitat și am urmărit cu larg interes tot ceea ce s-a întâmplat și s-a discutat parcursul zilei de ieri. O să citim, o să povestim, vine imediat Sergiu, care a fost și la fața locului, am aici băieți care au fost la fața locului. Da, slavă Domnului, am văzut știrile, am văzut cum se derulau aceste lucruri și iarăși ne-am format așa o părere. Eu v-am mai spus la un moment dat, nu știu care este sensul, dar în momentul de față, pe mine nu mă mai conving absolut deloc genul acesta de acțiuni. Pe mine personal. S-ar putea să îndăuneze grav sănătății faptul că spun acest lucru. Dar toate acuzațiile pe care le-am văzut nu mi se par a fi foarte solide, deși unii cetățeni, din ce am înțeles eu, au fost filați. Deci au fost urmăriți. Ei inclusiv acasă au venit, sau pe acasă, s-au vârtit în jurul casei, s-au stat în fața blocului. Au fost filați. Deci ca pe vremea aia de dinainte de 89, când dacă erai mai ieșit din rând, adică tot stăteau în rândul ăsta și tu erai așa cu jumătate de pas în față sau jumătate de pas în spate, deja... Te urmărea și el, te urmărea și el, alt raportau toți despre tine. La fel cumva trăiesc cu senzația că e și în momentul de față. Bună dimineața, bună dimineața. Au venit și ziarele alea mai vechi, a venit tot, a venit Sergiu, gata. Emisiunea e... Dar acum s-a apuc să spun eu ce am, că după aia nu mă mai lasă Sergiu. Și spuneam, în momentul de față chiar nu au reușit să mă convingă toate aceste dosare care au... Și, mai mult decât atât, am văzut aseară, lasă-mă cel pui să facă jumbuș lucruri pe aici. Da. Mai mult decât atât, vezi dacă ai pornit la valiera, că și pe mine m-au certat. Nu mi-am pornit singur la valiera, nu mi-ar fi rușine. Da. M-am uitat numai departe la știrea de aseară cu Cristiana Domniței. Care știți foarte bine, ați auzit, poate stimați telespectatori sau ați văzut deja, Cristiana Domniței la ceas de seară a fost arestat. Doamne, v-a zis eu că vine Sergiu să mă contrazic acum să... Așa. E aprinsă pâlpă? Nu, nu e aprinsă. Butonul on. Știi? Așa. Bun. Ai văzut speța la Cristiana Domniței? Adică, nu știu, mă aștept la niște lucruri așa un pic mai spectaculoase, că e creată așa o imagine, domne, jefuitorii de țară, politicienii ăștia, dar când ajungem la discuțiile concrete și acuzele care sunt asupra lor, vă spun sincer că mă desumflu așa, ca... Nu mi se mai pare nimic atât de spectaculos, atât de... Bună dimineața, Sergiu. Servus. Ieri ai avut treabă, până la 5 ai stat pe acolo, nu? Eu n-am avut foarte multe treabă, că DNA-ul și tot ce se întâmplă acolo în parohie e pe Turanu Sandrinio, știi? Da. Și a fost și Dana Humoreanu, ei sunt pe problemă, știi? Și cum tu nu pe acolo? DNA-ul nu e parohia mea, repet, aha, știi? Eu sunt pe DICOT, pe celelalte parchete și da. IPJ. Dar sunt la curent cu povestea. Ar fi și culme. Ce să zic? Din start, chiar când am auzit de percheziție, eram la tenis dimineață, am avut meci la 8 în Cupa Monitorului. Asta e important, abia aștept să povestesc, da. Și când am venit la redacție, mi-au zis de percheziție, nu știam, recunosc.
Și chiar îi spuneam lui Tibi, zic, bă, nu ți se pare ciudat că la două zile, la o zi după ce Donțu a ieșit din Comisia Juridică a Senatului și cu acele amendamente prin care vor să schimbe codul de procedură penală și codul penal, știi, de la suspiciune rezonabilă la indicii temeinice, ceea ce eu găsesc cum mi se pare argumentată și sunt în favoarea... Și logică. Și logică, da. Și nu se pare cam după, la o zi distanță, două zile, nu știu cât a fost de atunci, să vină imediat DNA-ul. Deschide, poliția! Sau mă rog, DNA-ul! Și știu că la un moment dat, Donțu spunea, mi-ar fi plăcut să știu înainte ce acuzații mi se aduc, adică să nu afle din presă și să fi știu dinainte decât să afle dintr-un comunicat al DNA-ului. Nu știu ce-o fi... Oricum, dacă acuzațiile sunt adevărate și la capitolul ăsta cu șpagă de 20.000 de euro la un contract de vreo 6-7 milioane de euro, înseamnă că va steaua noastră, știi? Pe bune! Deci... Adică, aia iau cu milioanele de euro pe la capitală și noi cu 20.000 de euro, știi, bani de un sejur la predial. Hai, doamne dracu! Deci, eu din ce am citit, păi, cum erau argumentațiile astea? Doamne, am senzația că sunt făcute așa, pe genunchi, adică numai cât să distrugi imaginea unui om, nu ca să poți să-l și înfunzi, adică, doamne, gata, am găsit. Suspect și deranjant pe pagina la monitorul, aveați iar pe, nu breaking news, că voi aveți mai omenește, nu breaking, ultima oră, da? Să încep pagina aici, paginile 10-11. Dar era o frază, Sergiu, care mie mi s-a părut genială. Era vorba de de faptul că președintele Cătălin Nechifor a avut filaj la poartă. Da. Ai identificat și tu fraza? În rechizitoriu? Nu, râdeam ieri cu... Deci colegul meu, Dan Coman, stă în bloc cu Cătălin Nechifor, da? Nașpa. Eu stau... La urmăriști pe el. Eu stau trei blocuri mai încolo, să zic așa, știi? Nașpa și de tine, așa un pic. Bă, nu e nașpa deloc și să spun și de ce. Când a fost povestea cu Pușcașul, da, când l-au arestat pe Pușcașul pentru niște infracțiuni comise prin Austria și l-au dus în Austria, da, l-au extradat, la un moment dat l-au pus în libertate, da, a fost acolo o problemă, ceva, și l-au pus în libertate, sub control judiciar. Atunci era interdicția de a părăsi localitatea, nu era nou cod penal în vigoare. Și aveam mereu la intersecție, cum ieșim, deci noi stăm la Nordic, acolo unde sunt blocurile noi. Da, da, da. Ei, cum ieși pe bulevard, era practic mașină de poliție care controla tot. O mașină de poliție era undeva prin zona blocului meu, între blocul meu și blocul lui Coma, ca să nu mai zic blocul lui Cătălin Nechifor, da? Mă rog, blocul amândurora, să zicem așa. Și bașca că, din ce zicea, povestea colegul meu, erau câțiva polițiști prin pădure. Erau ei pădurici acolo, prin care ești, da, prin, da. Înțelegi? Cea mai sigură zonă, deci puteai să lași ușa deschisă. Extraordinar de bine. Când l-au luat pe Pușcașul, chiar îmi părea rău, știi? Pentru că a plecat și poliția, au plecat toți. au plecat aia vizibil. Undercover. Acum că au fost ăștia la filaj, iarăși îmi dă motive de bucurie din punctul ăsta de vedere al securității zonei. Acum... Sunt convins că dacă venea hoțul și fura, mai puțin de interesat pe ei, pe ei erau, normal, vizau trebuia, clar pe... Știi care, Sergiu? Ei trebuiau să-și păstreze acoperirea. Oricum, referitor la ce spui, nici pe mine nu sunt niște acuzații care mă conving, știi? Aia-i. Și aici e problema, că eu îl dau în scris și îți garantez și sunt convins că sunt foarte mulți oameni care împărtășesc același punct de vedere. Nu există primar, nu există funcționar, da, cu o funcție de conducere care să nu poată fi la ora actuală reținut de DNA în baza unor suspiciuni rezonabile. Unor banale... Pentru că legislația noastră e așa cum e, pentru că procedurile, toate aceste proceduri de fonduri europene, de licitații pentru contracte, de tot ce vrei tu, nu știu, trebuie să faci niște improvizații, iar acele improvizații pot fi interpretate uneori ca în afara legii sau la limita legalității. Așa cum se întâmplă. Acum vom vedea finalitatea. Aseară mă uitam, era la o emisiune, la un post central de televiziune, fostul nostru președinte Traian Băsescu, care a spus o chestie uluitoare. A spus, domnule, eu când am preluat mandatul de președinte, mi s-a dus la cunoștință, am aflat sau nu mai știu cum a formulat el exact, că există procurori și judecători sub acoperire. Și foarte bună remarca unui jurnalist în studio,
nu știu, nu m-am auzit să-și fi dat demisia foarte mulți procurori și judecători, adică respectivii mai sunt. Mi se pare iarăși ilar faptul că acum, după ce nu mai președintele țării, Băsescu vorbește de abuzuri, da? Făcând referire la Bica, la Udrea, la Horia Georgescu, de presiuni politice asupra anchetatorilor în speță, respectiv celor DNA. Dar atunci, pe timpul, pe perioada lui de mandat, nu au fost presiuni politice, adică atunci erau dosarele corecte, atunci orice declarație a lui Ponta sau oricare altul erau niște presiuni asupra justiției, da? Și asupra anchetatorilor. Acum nu mai sunt. Acum că le spun eu, nu mai sunt, vezi? Asta e problema noastră. Sergiu, sunt sătul de Băsescu Traian ca de altceva. Asta deci, poate fi o melodie. Știi, e la stand-up da. Acolo. Asta poate no, fi o problema melodie. Problema e că cred că aș fi sătul de oricare ce reușește să te ai 10 ani. Țării 10 ani. Și e imaginea noastră. Da. Da, e imaginea în oglinda poporului român. Problema este însă că, dintr-o anumită perspectivă, deși pe cale logică, a puterii, a principiilor de separare puterilor în stat și așa mai departe, nu văd nicio legătură între președinte și justiție. Dar, bineînțeles că sunt niște iițe nevăzute care mai direcționează pe acolo. Dar trebuie să recunosc că totuși, pe vremea lui, ca să spunem așa, cetățeni precum Voiculescu Dan, Fenechiu Relu, au beneficiat de acea prezumție de nevinovăție aplicabilă din partea legii, astfel încât nu au fost reținuți sau nu au avut arest de nu știu câte zile, ci în momentul în care s-a pronunțat justiția pe ultima ei consoană, atunci au fost ridicați și vai de mine ce tragedie s-a produs. Eu mă gândesc la următorul lucru. Imaginea prefectului Sinescu, până la proba contrarie, este terfelită, da? Deci, ți-am zis, prezumția de nevinovăție, cum aveți voi covorașul ăsta aici, poate fi făcut un preș cu prezumția de nevinovăție, pentru că ne băgăm toți picioarele, da? Da. Începând de la vecina Popescu, ziariști, fac o paranteză, ieri am văzut reacțiile unor colegi de-ai mei care se bucurau practic cu Nechifor, ce a pățit Nechifor, v-am zis, am anticipat. Ce ați anticipat, mă? O să fie, o să fie la toate instituțiile, o să vină controle peste controle, pentru că ăsta e mersul, na, o să fie, na. Bun, dar ce ați anticipat? Stai puțin, să vedem, bucuroși, uite, ne simțiți ăștia, bine că i-au luat. E patologic. Să ia și pe el alții. Băi, la noi în popor e patologic, noi suntem cei care ieșim la poartă când trece mortul, da, și mergem la privire ca să-l vedem pe ăla cum se, nu ne-a bine, nu generalizez. Da, înțelegi ce vreau să zic, să vedem pe ăla acolo cum se trage la față că-i sapă groapa. Dar nu știu câte popoare mai sunt cu psicriul deschis, cu băleleu și ura-ura, da? Așa. Și de mi-am prins ideea, că mă gândeam la, vezi, o schimb de la una la alta. Exact pe ideea asta, că avem de-a face sindromul ăsta capra vecinului, cam da, așa era direcția pe care merg. Și prezumția asta de nevinovăție. Domne, uite ce s-a întâmplat. Repet. Domne, aștept să văd, dar asta cu 20.000 de euro și nu văd declarația cuiva, din ce am înțeles, băi, dar care-i povestea? Stai că să vezi că unul de acolo care s-a supărat pe ăslalt l-a dat în gât că el ar fi dat banii ăștia. Bă, fraților, stați așa un pic, adică am mai avut o speță la Maxim, de la infractorul a zis, Doamne, că eu nu știu ce am făcut cu ăla. Nu s-a dovedit nimic. E o problemă mare când dintr-o singură sursă și dai în cap. Înțeleg alte lucruri. Dar atenție, din rechizitoriul procurorilor, înțeleg, da? Indicii, atenție, indicii că e cu ghilimele. Ați preluat ghilimele și fraza aia care pe mine m-a strâns în spate, cu filajul. Indicii privind relația cointeresată dintre Cătălin Ioan Nechifor și Viorel Ierenciuc au fost evidențiate și în contextul întâlnirilor efectuate de cei doi în perioada 29-30 iulie, în urma cărora la domiciliul președintelui CJ Suceava au fost observați angajații ai firmei X, fiind prezumată executarea unor lucrări semnificative, respectiv instalații electrice sanitare, cu asta se ocupă ea, dar poate i-au venit și au reparat televizorul, mai știți? N-aveți și în casă ceva pus. În contrapartida serviciilor de susținere a generalului acestuia. Adică prezumție peste prezumție peste prezumție. În timp ce tu ai făcut filajul.
Ei, nu știu, adică vii și spui, i-au făcut asta, 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 bă, dar de unde știi? Știm. Da? Dar asta cu prezumție, peste prezumție, peste prezumție, că, știi? Adică eu, tu mi-ai făcut asta, dar în ideea că eu ți-l susțin pe nepotul ca să vină unchiul ca să se așeze acolo pe funcție. Și vin ei și, domne, prezumție. La care vine omul și spune, scoate factura, dar uite că eu am plătit. A? Ce mai fac? Păi să vedeți că am greșit, prezumția noastră n-a fost bună, dar imaginea nu o să zic niciodată așa, o zic că factura a fost emisă ulterior, că e o combinație de a inculpatului, că tot felul de argumente de astea, de pretexte. Nu, deci nu m-au convins. Nu eu am văzut comunicate ale DNA-ului. Eu o recunosc, la capitolul ăsta m-am ocupat de două, trei dosare unde am, da, mi-au ieșit mie niște nereguli, zic eu, cât Casa Poporului, și printre care e și dosarul lui Maxim și în principal acelor trei polițiști de la Gălănești, dosarul lui Crap, da, lăsat fără funcție. Domnul Crap. Dosarul domnului Crap, așa, da, îmi cer scuze. Mi-aduc aminte că pe la început, când m-am angajat, ne sunau, domnule, ce, voi din ziar, de ce nu știți domnul? Domnule, zic, așa se face, așa e treaba. Așa. Și comunicatele alea al DNA-ului, dacă le citeai, spuneau niște povești, ți se făcea pielea găină, înțelegi? Adică, probe, vorbeau chiar de probe, da? Dar când au ajuns în instanță să ceară măsuri preventive, eu toate că judecătorii au spus, bă, stați așa, că n-am, ce probe, că nici măcar suspiciunea aia rezonabilă nu reiese de aici. Doar niște, cum să spun, niște potrivire, ca un Lego, așa. Bă, deci dacă ăla s-a văzut cu ăla și ăla a dat concurs acolo și ăla a făcut nu știu ce și ăla a câștigat lucrarea... E clar că ei ești pe o mână. Da? Da. Și plus că, din ce am observat, un simplu denunț, da, eventual 2-3 martori. Eventual. Eventual. E suficient. Da. Am văzut Ovidiu Donțu neagă toate acuzațiile care îi se aduc. Mi-a fi plăcut să fiu chemat de procuror înainte de a auzi numele într-un comunicat DNA. Și mi se pare de bun simț. Surprize, surprize. Eu cred că așa ar trebui să se procedeze. Și pentru asta, până la urmă, Ovidiu Donțu spune, măi, eu l-am avut de mai multe ori în emisiune pe Ovidiu Donțu, chiar și de dată recentă, și spunea că, din punctul lui de vedere, respectă tot ceea ce se întâmplă, fără nicio problemă, dar undeva e cam, e călcată prea tare pedala de accelerație, lucru pe care de altfel îl spuneam și noi, și lui personal, având în vedere că e amestecat în viața politică, spune așa, mie mi se pare că sunt și canalizate politic. Asta este. E opinia dumnealui. Rămâne să vedem ce și cum o fi până la capăt. Bine, problema lor, în general, a politicienilor, e faptul că atunci când sunt ei la putere sau când e un adversar politic care trece printr-o astfel de situație, e o justiție dreaptă, da? Numai o justiție, da, care e posibil să fie supusă unor presiuni. Când e unul de-al lor sau chiar ei, stai, nu există presiune, să fac. Ce zici tu, Sergiu? Uite, este și în prima pagină, dar bineînțeles că pe noi ne vizează oarecum. Dar, asta, președintele Consiliului Județean Iași, suceveanul Cristiana Domniței, a fost reținut. Ai auzit pentru ce? Am auzit pentru că... Deci un contract de publicitate, da, da, cum de altfel are și mai toată presa de pe toată țărișoara asta, da, un contract de publicitate special făcut la un moment dat, cu 16 puncte care trebuiau făcute, până în momentul de față executate 11, plătite 16, e o problemă, dar de aici și până să... să ajungi la o situație de asta extremă, eu cred că e o problemă, pentru că tu citești doar, și nu tu, noi citim, noi primim doar la momentul acesta doar un punct de vedere, anume, da, acela al anchetatorilor, da? Dar așa cum s-a dovedit în multe alte dosare, atunci când citești și punctul de vedere al celui acuzat, da, celui incriminat, situația se schimbă, da, oarecum, da? Și începi să găsești explicații și o cât de cât o logică a ceea ce a realizat respectiv. Nu știu, și aceeași bucurie am constatat-o la un moment dat în vocea unui reporter de la Iași, când a fost ridicat, arestat, reținut, sau cum se spune, Cristiana Domniței. Ha, 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 se făcea că nu știe. Stai, măi,
Deci ajungi pe bune, dar poți devii foarte ușor paranoic. Vorba bancului pe care tocmai Ovidiu Donțu îl spunea la un moment dat. Și că, domne, dacă bate la cineva, alt personaj important din Suceava, la ușă dimineața, întâi și-a rămas bun de la familie și după aia deschide ușa. Și mai era un banc, iepurașul, ți l-am zis? Da, nu? Iepurașul care fuge prin pădure și ursul îi spune: bă, unde fugi, bă, ce cu tine, bă, iepurașule, bă? Era așa, tot așa, o dimineață frumoasă, soare. Și eu fug că vine DNA-ul. Da. Păi și tu ești rupt în fund, bă, ce să-ți facă DNA-ul ție? Ești amărât, vai de steaua ta. Zice: da, mă, dar îi caută pe aia cu 3 testicole. Păi și tu ai 3 testicole? N-am, dar până dovedesc. Mi se pare foarte sugestiv, știi? Păi, cam asta e. Cam asta e. Din păcate. Bun, uite, fii atent, o declarație a lui a domniței, contactat ieri de ziariști. Am fost chemat la audier și aștept pe hol. Nu am fost ridicat din trafic. Știi că la un moment dat se vehiculase că da, a fost luat din trafic. Da? Am sentimentul acela că sunt singurul din sat care nu știe și nu înțelege ce se întâmplă în jurul său. Și eu sunt convins că chiar trăia omul acel sentiment. Bă, ce se întâmplă? De ce? Că pe lângă faptul că te duci undeva și te ține ore, 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 ore până încep audierile de fapt. Da. Nu știi nimic pentru ce. Și stai și te gândești și începi să le pui cap la cap. Da, și am văzut. Acum, să nu înțeleagă lumea greșit. Noi nu spunem, domnule, că n-ar fi adevărat și vezi, doamne, ce abuz. Habar n-avem. Nu, dar felul în care și datele care sunt prezentate până în momentul de față nu reușesc să ne convingă. Da. Deci asta a spus, nu altceva. Problema e alta și mi-am adus aminte și chiar e un om de la una din firmele care sunt menționate pe aici. De ce? Pentru că e o societate de construcții până la urmă. Și spunea omul: domne, în urmă cu ță ani de zile, dar nu acum, nu în perioada asta, că acum în perioada asta cred că e mai simplu, știi? Sună telefonul, procurorul cu tare, vă aștept. La câte știri de astea ești mai... Da, ok, am înțeles, trebuie să vin. Ți-ai rămas bun de la familie și după aia te duci. Dar îmi spunea omul asta cu vreo 6-7 ani de zile, ceva în genul ăsta. Sună telefonul, știi? Te ascult, da. Bună ziua. De la PNA sau DNA sau nu știu ce, procurorul cu Tărescu vă aștept la mine. Băi, a mers omul ăsta acolo, a ajuns, spuneți vă rog, domne, știți, uite, avem niște facturi, dumneavoastră ați lucrat cu societatea, da, păi știți că ăia nu și-au plătit, da, domne, dar uite, eu unul ce am făcut, a, în regulă, voiam să știu dacă sunteți în cârdășie, știi, adică o discuție de termină la care omul, data viitoare, că spuneți așa un pic la telefon, 2-3 cuvinte, știți, suntem de acolo, așezați-vă pe scaunel, avem de discutat ceva despre niște facturi, despre niște... Îți dai seama, omul, ce că l-a sunat cumva seara, să vină a doua zi dimineață sau... Dai seama, n-a dormit, a albit noaptea aia, cred că, săracul. Te gândești la orice, adică te bagă unul în, cum spuneai, știi? Până dovedesc eu că n-am a treia biluță, să avem pardon. Deci, iar la Cristiana Domniței, repet, iar contractul este în valoare de 340.000 de lei. Asta cât înseamnă? 340.000 de lei. Ia stai să facem în euro, să vedem cât iese. Eu nu știu de asta așa repede, deci 340.000, da? Împărțit la 4,4, cât? 4,2, da? 4,5, frățioare. 4,2 era când ai schimbat ultima, okay, ultima euro. 75.000 de euro. Deci, păi dacă ăsta la 75.000 de euro, da? Ăsta e tot contractul din care 80% păi conform procurorilor a fost executat. Aici la noi, la Suceava, sume de milioane de euro, din ce am văzut eu, da, lucrări distribuit, bani pentru firme, da? Și șpaga e de 20.000 de euro. Aveam pretenții. Deci acolo, la domniță, nici măcar n-au discutat ăștia de șpagă, cumva. În fine, așteptăm să apară mai multe, dar vă spun sincer... Nu, și vrei să-ți spun un lucru? Și ce o să spun? La Suceava e deranj, da? La Piatra Neamț e deranj, la Iași e deranj. Bătășanene, oare dorm liniștiți? Păi nu dorm, că și Conțac e implicat, adică fostul președinte al CCJ-ului și stai că o să mă iasă. Da. Dar știi care e povestea aici? Îți spun cum o să se întâmple.
la Vaslui. Deci au luat un camion de documente, da? Pe lângă infracțiunile astea, au să găsească alte chestii. Posibil justificate, posibil tot așa cu suspiciuni rezonabile, înțelegi? Și vor extinde urmărirea penală, iar dosărelul ăsta, eu zic că va trece un an, doi, trei, da. Da, până când vom avea o trimitere în judecată. Înțelegi? Așa. Expertize se vor face, audieri. Ei, 2-3 ani. Poate oamenii ăștia nu-s vinovați. Dar ăștia 2-3 ani numai tu, adică cred că nimeni nu vrea să fie în situația lor, da, să te știi cercetat, să ai o ștampilă pusă pe numele tău, pentru că de eticheta asta de cercetat de DNA nu scapi. El am văzut pe Cătălin al nostru, domnul Echifor, a nostru zic în general, a sucevenilor. Deci, dar pe nu e nici, președinte ales, nici, mă, două, nici măcar nu sunt un fan al dumnealui, adică, da. Mă rog, dar astea sunt chestii... Poftim? Din primul tur a ieșit, da. Nu ziceam, e președinte ales, nu e... Așa, l-am văzut cu titulatura de baronul local. Eu nu am simțit niciodată că domnul Echifor ar fi un baron local. Da, uite, local. Asta e foarte bună observația ta. Domne, baronul local. Deci, să avem pardon, sunt din zona asta, trăiesc și muncesc în minunatul județ Suceava de când m-am născut, da? Dar titulatura de baron local chiar nu îi se potrivește lui Cătălin Echifor. Este părerea mea, să ne facem foarte bine înțeleși. No, și asta spuneam, că o să dureze foarte mult. Nu, da. continuă, că mi-a plăcut ideea asta. Păi asta zice, că o să dureze foarte mult, că rămâi cu eticheta respectivă de cercetat de DNA, de baronul PSD, totodată la nu știu cât timp o să apară, știi, baronul PSD, Cătălin Echifor. Dacă gata. A făcut cutare, da. Adresa luată. Prezumția de vinovăție, hai să spun eu ce e, o frază care apare la finalul sau, mă rog, aproape de finalul fiecărui comunicat de presă al unei structuri de parchet. Atât. În rest, nu o regăsești nicăieri. Și poate, acum așa am văzut în ultima vreme că sunt din ce în ce mai multe voci ale unor jurnaliști care, culmea, de acum, deci până acum nu le-au văzut, dar acum încep să spună că totuși li se par și lor că se comit niște abuzuri în toată povestea asta. Dom'le, nu mă pot pronunța la ceea ce se întâmplă în altă parte. Da, pe aici, pe zonișoara mea, pe mai un Iași cel mult, Botoșani, în zonă unde mai înțelegem noi lucrurile, dar tot așa, încerc să păstrez o anumită limită, adică niciodată nu mă voi bucura de rău altuia. Atenție, dacă se adeverește, dacă în argumentația procurorilor apar indicii care să mă convingă și pe mine, dar mai mult decât atât, nu pe mine trebuie să mă convingă, ci judecătorii la un anumit moment dat. Dacă se dovedește că ceea ce au făcut este... Dom'le, să suporte rigorile legii. Nu am absolut nicio problemă. Nu ascund că mă leagă anumite relații de prietenie, prin prisma jobului pe care l-am și am. Momentelor în care nu de puține ori m-am întâlnit cu toți oamenii ăștia. Și din acest partid și din celălalt și așa mai departe. Pe mine nu mă leagă nicio prietenie, măcar o amiciție. Adică... Dar, salut, salut, asta e tot. Salut, Ovidiu, salut, Cătălin. Dar, știi cum e? Și chiar dacă nu era Echifor, era cu totul altcineva. Și ca drept dovadă, un amărât de subofițer de la secția de poliție Gălănești. Da. Am considerat că i s-a făcut o nedreptate și nu numai eu am preluat practic ce au concluzionat judecătorii. Corect. Și am dat la gazetă, da? Din punctul meu de vedere, omul ăla e mult mai terorizat decât sunt cei doi acum, pentru că ei sunt oameni cu funcții de răspundere și și-au asumat acest lucru când, adică se așteptau probabil că la un moment dat există acest risc, știi? Dar acel subofițer căruia tu la 6 dimineața vii și dai picioare în ușă, o curgi la pământ pentru că un hoț face denunț împotriva lui doar pe baza acelui denunț și îl mai și reții 24 de ore, că acum reținerea asta și cu 24 de ore, asta e la atitudinea procurorului. Nimeni nu poate să nu infirmă sau nu confirmă un alt magistrat. L-am reținut 24 de ore, știi? E posibil și noi când ieșim de aici să vină unul mai șmecher și spună, băi, hai și voi 24 de ore, știi? Eu am fost pe arest, nu e o problemă cu muncă, am făcut emisiune acolo, știi? Da, până la urmă, aș putea lua și ca o experiență de viață, nu e o problemă. Să mai dau cu pumnul, știu, să mai vorbesc și eu cu șmecherește, știu, și eu nu o să o gâscă. Dar
nu-mi plac nedreptățile astea, mă intrigă, știi? Bă, ori îmi explici exact pentru ce e omul ăla, că nu vorbim aici de... te duci o noapte la pensiun, te duci la hotel nu știu care și stai acolo închis 3 zile și te uiți la televizor. Nu, stai într-un arest cu tot felul de ciudați, de cretini, de jeguri ale societății. Mai mult sau mai puțin. Ai văzut, a ieșit Udrea ieri de la Târgșor, de la închisoare, și a avut o atitudine, zic eu, foarte... Adică, pe de o parte, sau chestiunea care mi-a plăcut. Deci a ieșit de acolo cu zâmbetul pe buze. Asta a fost un lucru... Udrea e femeie foarte puternică. Pe bune. Deci a dovedit lucrul ăsta... Udrea e femeie foarte puternică. Mai mult decât atât, deci a ieșit foarte... Putea să iasă, da? Doamne, ce mi-au făcut? Știi, un pic mai ciufulită, mai așa... Că e rău, că și cu același discurs că mă voi lupta, că nu, tata, a ieșit cochet, adică așa ușor aranjat. Bravo ei, mă. Adică ce e al ei, e al ei. O altă speță. Bun, aștept până la urmă să apară toată argumentația din punctul ăsta de vedere. Dar personal, cu Gala Bute, cred că n-au ales bine dosarul. Am mai spus asta de la bun început. Cred că dacă luau dosarul cu terenurile în pantă, găseau mai multe bube. Au început-o pe asta cu Gala Bute. Cu Gala Bute, pentru că există denunțul, da? La Gala Bute există denunțul acelui om de afaceri care spune, domnule, am venit cu valiza, am dus-o la ministeri, am dat-o lui ăla. Bine, există, într-adevăr, și denunțurile unor apropiați, foști apropiați de Elena Udrea, care spune, domnule, într-adevăr, a ajuns o valiză la mine. Nu știu, o să dovedim, dar cert e că Udrea e o femeie foarte puternică și asta... Iar ieri discursul ei a fost aman pe linia asta, asta domnule, că multe probleme cu penitenciarul. Nu m-a convins după ieșirea de ieri din penitenciarul, da? Ca să ajungă unde a ajuns. Nu, a zis o chestie pentru care am apreciat-o ieri. Da. Uite, un om cu moralul iarăși foarte bun, am înțeles la niște apropiați, e procurorul Dâmbu, da? Care acum e în arest la domiciliu. După nu știu câtă vreme petrecută în arest preventiv. Și mi-a zis cineva că l-a vizitat la penitenciar la Gherla și avea un moral extraordinar. Și spune, doar să vezi că o să-ți arăt că sunt nevinovat. Și e ferm convins omul. Și asta nu pot să o cred decât, adică nu că nu pot să o cred, nu pot să o explic decât prin faptul că în interiorul său, da, magistratul suspendat din funcție, e convins că e chestie nevinovat. Da. Da? E drept, ca și procuror îți atragi foarte mulți dușmani, da? Mi-aduc aminte pe vremea când erau libere, era dat crezi liber, că jurnalist ai, liber la comentarii, asta vreau să zic, liber la comentarii la monitor, erau sute de comentarii la un articol, sute, da, bine, ce-ți făcea, ce-ți dregea, pe unde o luai, pe unde o scoteai, pe unde o făceai, de la eu nici nu aveam permis de conducere la vremea respectivă, de unde m-a văzut careva, cum m-a oprit în trafic și m-a lăsat, deși eram batopor, să mă duc cu mașina mai departe, de tot felul de prostii, de cretinătăți, de absurdități. Și îți atragi, știi, când scrii. De foarte mulți sunt convins că am și eu omuleți care prin târgul ăsta zic, mă, prostovanul ăla, că ce a scris, că ce a făcut. Bă, poate e justificat pe undeva, că nu zic că sunt deținător adevărului absolut. Eu doar preiau niște informații și le dau mai departe. Le asta mai e tot ce fac. Tu spre deosebire de alții, le mai și verific. Băi, le mai și verific. Bine, bă, poate pe la începuturi am greșit și eu recunosc că se poate întâmpla. Nimeni nu e perfect. Dar încerc pe cât se poate să nu mă joc cu cuvintele, să fiu foarte atent la ceea ce scriu, pentru că un cuvânt, o frază, o identitate a unei victime poate să provoace atât de mult rău încât habar nu ai. Da? Da. Bun. Mi-a zis mai mea să-mi iau ceva lecitină, dar uite, vezi, tot... Nu, mă spuneai că unii oameni sunt tare, adică atâta timp cât... Nu, spuneam de faptul că Dâmbu normal că are și foarte mulți care îl hulesc, pentru că e normal, n-ai cum să fii procuror, să bagi oameni în pușcărie, să trimiți oameni la judecată și să vină toți să-ți dea pup. E imposibil așa ceva, știi? Da. Dar, repet... Trebuie și în cazul procurorului Dâmbu să se țină cont de prezumția de nevinovăție. Da. Iar și în acest dosar... Acest dosar justiția și-a dovedit că e șchioapă, pentru că de 6-7 ori judecătorii curții de apel Cluj văd situația diferită, adică băi, pot să iasă toți ăștia, Olărean, toți care erau, pot să iasă din arest și să meargă la acasă sau în arest la domiciliu, ori în control judiciar, da?
Și de fiecare dată la înalta curte, stai mă, că nu e așa, să rămână pe arest. Ori dosarul a trimis în judecată, probele, nu, deja ce probe se mai instrumentau atunci, că dosarul a plecat. Da, în momentul ăla era trimis cu tot cu probe la, da, la instanță. Nu știu. Deci e măcar ciudat. Și, lasă-mă să fac o previziune. Hai să vezi că în următorii ani vom vorbi de mulți bani pe care statul român va trebui să-i plătească pentru condamnări la CEDO. Și asta mi-e ciudă, spun sincer. Așa cum a plătit, cum a pățit Republica Moldova. Republica Moldova, reținerea, dacă nu mă înșel și sper să nu mă înșel, e 72 de ore. 72 sau ori Lituania sau 48. Știu că a fost acum președintele Da, 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 a fost acea întâlnire la universitate, la care din păcate n-am ajuns, dar foarte, dar foarte dar vorbea interesant. Președintele Curții Consiliare din Republica Moldova, zicea, domnule, dar la noi au fost de multe procese pierdute de statul român, încât, de statul moldovean, da, încât arestarea preventivă e într-adevăr o măsură excepțională, așa cum e definită și la noi, o măsură excepțională. Da, o măsură excepțională, dar știi care e problema? Adică din cauza unor asemenea situații nasoale, imediat dăm drumul și la publicitate. Din cauza unor asemenea situații, s-a ajuns că nu avem în Moldova, cel puțin, nu mai pot să rețină pentru 24, 48, 72 sau cât ori fi, infractori periculoși într-adevăr pentru pentru societate. Că asta e problema. Când exagerez într-o anumită speță, domne, cum exagerăm noi acum? O să dăm măsura asta de de reținere, poftim? Tu exagerezi, eu exagerez. Da, exagerându-se pe reținerile astea foarte banale, o să ajungă la un moment dat că dăm ca prea la excepțional reținerea și atunci violatori, criminali sau cine știe ce altceva. Doamne, nu-i reținem, că e nasol, că a trebuit modificată legea, că se exagera într-o parte. Asta e, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai mari pericole la care ne expunem. Da, în fine, publicitate, revenim. Da, ne pare rău, am început așa prima parte a emisiunii, a fost evenimentul numărul 1 al zilei de ieri, acesta l-am dezbătut destul de mult, am vorbit foarte mult pe el și avem și multe alte lucruri care s-au mai întâmplat în județ la noi și care sunt relevate în presa locală și noi suntem acum în partea de revista presei și n-am apucat încă să le spunem pe toate. O să încercăm să atingem cât mai multe, dar mai mult să vă deschidem apetitul. Oricum, pe larg, în monitorul de Suceava, pe acest subiect, paginile 10 și 11 sunt rezervate acestui subiect pe care l-am. Dar uite, un eveniment care s-a petrecut ieri în Suceava și care din cauza bumului care a fost la Consiliul Județean a picat așa într-o parte mai ușoară. Eu, deși eu acolo mi-aș fi dorit mai mulți. Culcate-ți, vedem unde sunt hârtiile. Companiile Holtz Industry, Schweighofer, controlată de Ministerul Mediului, știi? Ieri, pe platforma industrială la Dornești, unde austriecii la Holtz Industry Schweighofer, una dintre cele mai mari fabrici din țară de procesare a lemnului, au descins inspectorii ai Gărzii de Mediu și ai Agenției de Protecție a Mediului. Astăzi, Ministrul Mediului Grațiela Gavrilescu va fi la Suceava. Sâmbătă avem la ora 18 protest organizat vis-a-vis de defrișerile din zonele. Mai asta mi se pare, dintr-o anumită perspectivă, mult mai importantă decât multe alte știri. Dintr-o anumită perspectivă. Pe mine, sincer, mă lasă oarecum rece subiectul și am să-ți explic și de ce. Pentru că, în primul rând, genul acesta de controle trebuia să se facă periodic. Nu când au început televiziunile, în principal, că, din câte știu, totul a pornit de la un reportaj al unei emisiuni. Da, noi degeaba am behăit aici, plan local. Că... Bine, nici nu prea am behăit noi, să zic așa, pentru că neavând ceva concret, palpabil, adică, practic, de la direcția silvică era tot în regulă, instituțiile statului n-au zis niciodată, domnule, că ar fi ceva, vreo problemă, poate nu e nicio problemă. Hai să nu ne hazardăm. Într-adevăr, îmi povestea cineva că cam, mai avem arboret de ăsta de exploatat cam pentru 10 ani pe raza județului, știi, care poate fi tăiat. Da. După aia trebuie să așteptăm nu știu cât să... Să mai și crească. Știi? Și atunci eu zic că asta e o problemă. Adică să nu vă gândiți că dacă
pleacă austriacul și închide tot, pe lângă faptul că rămân foarte mulți oameni din afară și economia județului are mult de suferit, o să crească copaci la loc sau o să vină alții și o să spună, o să ia copacul în brațe și o să spună ce frumos ești. Nu! O să vină alții cu topoarele și cu drujbele, pentru că fii convins că probabil că austriacul ia, nu că probabil, sigur, ia practic are câștigul cel mai mult din toată afacerea asta și probabil că unii sunt deranjați, stai mă puțin și noi, chiar nimic, chiar pe lângă. Poate găsesc că și ai și negru grave la austriac la fabrică. Nu știu, o să vedem, dar nu mă entuziasmează așa de tare, pentru că sunt ani de zile de când se întâmplă ca mare parte din producția de material lemnos a județului, deci tot ce înseamnă material lemnos, să ajungă în principal în fabricile de la Rădăuți, da, și Dornești. Da, Sergiu, dar știi care e problema, sau cel puțin cum o văd eu? Salutată ca fiind una dintre investițiile majore și extraordinare în județ, plus valoare n-au adus mare lucru. 1. Numărul de angajați, din punctul meu de vedere, este ridicol de mic față de puterea financiară și cifra de afaceri pe care o dezvoltă această firmă. Discutăm evident aici și de import de materiale lemnos și așa mai departe și nu doar de exploatarea din Suceava, dar drumurile din Suceava au fost clar supra-solicitate de prezența acelor tiruri la rândul lor supra-încărcate, da? Discutăm de filaj făcut la blocul în care stă președintele Consiliului Județean, dar o infiltrare sau o strecurare în rețeaua asta, tot așa undercover, n-am auzit astfel încât să releve niște nereguli grave care se petrec și nu pot să cred, adică din totdeauna au existat nereguli în acest domeniu. Pe camioanele care... supraîncărcate pe unde au trecut? Pe drumuri. Da, îți arăt câteva puncte unde dacă stai, le vezi. Și plus că vedeam prea multe. Știu eu, nu austriacul, mă rog, firma austriacă. Nu, el la poartă frumos cântarul, cât așa, cinstit, adică nu... Nu știu, o să vedem. Eu nu m-aș... Am zis, pentru... A fi ziarist e foarte ușor să... Da, măi, Sergiu, dar cum se poate cum se poate că apare societatea asta, într-adevăr, cu capital, o investiție foarte frumoasă, în regulă. Da. Și prosperă de așa manieră încât îi distruge pe ăștia micii, da? Cum se poate că vine austriacul în România, extrage petrol din România și e mai ieftin în Austria decât în România? Sunt niște lucruri care de acum devin ilogice. Și cum e asta așa, păstrând proporțiile, e cum sunt acei străini care cumpără suprafețe mari de teren și fac le exploatează agricol foarte bine, da? Au fost chiar materiale și mi-aduc aminte că Florin Paiu, colegul meu, a scris la un moment dat de niște prin zona Fălticenilor, unul care, niște nemți care făceau agricultură pe nu știu câte zeci, sute de hectare, nu îmi scapă, nu mai rețin. Și tot așa, erau oameni mulțumiți că, domnule, dar noi, parcela noastră, că de ce să nu facem noi? Păi și cine vă oprește să vă asociați, să faceți, să spună cine vă oprește? Îi oprește orgoliu, interesele și mentalitatea poate greșită a noastră. Dar, repet, aceste controle, Ministerul Mediului, Ministerul Mamei Mediului, a Tatăl Mediului, da? Trebuie să vină acum, trebuie să vină periodic să facă verificări. Echipajele de poliție, trebuia să-mi zică, domnule, avem nu știu câte nereguli cu camioane care merg către acolo. Ele nu pot să meargă supra-încărcate și în fabrică să-l găsesc o cantitate și în fabrică să-mi intre o altă cantitate, că nu aruncă la buștenii pe drum, știi? Corect. Mai citeam în presa centrală la un moment dat că grupul sau oricum niște mai mulți investitori austriești sau dacă nu cumva aceiași, dar sub diferite forme, cumva aveau un sistem de bonificație pentru lemnul tăiat ilegal, adică stai așa un pic, e să vedem ce o fi până la capăt. Oricum din punctul meu de vedere, așa ceva îmi doresc, mai active. Discutăm de o resursă, una dintre principalele resurse ale zonei noastre, a județului Suceava, a Bucovinei, lemnul, da? Păi dacă, din exploatarea căreia, cea mai mare parte a venitului
nu rămân a profitului, nu rămân în județ. Direcția Viena. Nu neapărat, nu mă refer la venitul, de exemplu, la direcției silvice, da? Da. Mare parte din venitul direcției silvice nu rămân în județ. Merg la central și se redistribuie pe toată țara, da? Da. Deși Suceava e un furnizor important de da, și când se termină, după aia o să spună, ha, ce mai aveți? Apă minerală. Vă luăm și pe aia și gata, după aia ce mai vreți din nou, nu? Și ce ai impresia că apa minerală nu ți-e luat? Ba da, da. Și apa minerală, în general, îndrăznesc să cred, în virtutea teoriilor, conspirațiilor în care încep să am din ce în ce mai multă încredere, că e una dintre, și va fi una dintre cele mai importante resurse la un moment dat pe planeta asta. Deci apa. Apa bună, nu apa, da? După ce o bagi în, la fracturare hidraulică și ce mai scos de acolo. Deci, trăim vremuri complicate. Deci problema asta complicate, pe care ai deschis-o tu, Max, ca să închei, cred că nu începe la poarta fabricii de la Durnești. Nu, începe la poarta Parlamentului, ascultă-mă. Exact. Acolo e buba. Deci e vorba de codul silvic, de tot ce înseamnă legislație în domeniu. Da, iar problema e acolo. Da, știi, te duci aici, poate găsești de unde era acolo, da? În timp ce la Rădăuți mi-e milă de bieții oameni, dar eu, știi care e chestia? Noi am zis aici în emisiunea cu 3-4 săptămâni sau când, dacă nu mai bine, bă, o să vină ziua în care oamenii ăia nu o să poată să-și ia salariu pentru că n-are cine să semneze. Ieri am citit, domne, nu e cum. Dar acum, 10, 14 zi de salariu. Acum 2 săptămâni, senatorul Neagu, da? Nici nu mai știu în ce partid e. PLR, parcă, sau nu știu, în fine. Sau... E în partidul lui Geana, am înțeles. Nici nu știu cum se cheamă ăla. Doamne, a luat cuvântul în Parlamentul României. Doamne, că nu se poate, rezolvați problema la Rădăuți. A avut o interpelare în Parlament către premier. Cred că a vorbit cu premierul, dar premierul i-a intrat căsuța vocală de la premier. Deci, habar n-a, premierul României, eu cred că nu știe ce se întâmplă la Rădăuți. Eu sunt convins că știe. Nu? Eu sunt convins că nu știe. Eu sunt convins că știe. Eu sunt convins că nu știe. Dar eu sunt convins că știe. Da, eu sunt convins că nu știe. Ideea e următoarea. Hai să-l sunăm. Ai numărul? Sună. Nu l-am. În fine, eu zic că nu știe, că altfel nu-i posibil. 1-1-2, cer cu toate. Ideea este următoarea. Deci oamenii aia cu un pic nu iau salarii, nu de alea. Apare prefectul Constantin Harasim și spune așa că vrea să soluționeze problema salariilor și a urbanismului probleme din primăria Rădăuți. În monitorul, deci asta zice în Craiova, în monitor zice așa, prefectul încearcă să deblocheze problemele de urbanism din Rădăuți. De ce? Pentru că aia cu salariile nu are cum personal să o deblocheze, din câte știu. Aia nu poate fi făcută decât într-o singură chestiune. Trebuie făcută ordonanță de urgență de la guvern să modifice un cuvânt dintr-o lege ca să poată să pună pe unul să semneze. Dar deja mingea nu mai e la Harasim. La prefectul Suceavei Constantin Harasim. Nasol. Da. E Rădăuți, eu a dovedit gândată că... Stai. Acum că tot i-au dat drumul lui Oli. Da? Și că, domne, se poate ridica... urmărirea judiciară sau interdicția de așa pentru jumătate de oră cât semnează pentru salariu omul? Da. Ar fi bine să fie așa, să... Păi da, gândește, poate să oamenii... Fie oameni, da, din câte știu, sper să nu... sper să greșesc, să nu... Da, deci, banii pentru învățători, profesori, pentru... vin de la București, știi? Intră în primărie, într-un cont, da? Circuitul banului în natură. De aici se distribuie către școli. Deci nu că dă primăria banii. Nu. Banii vin de acolo și se duc pentru acolo. Atenție, aici nu e vorba de profesori și... Ești sigur? Sigur, sunt foarte sigur că am citit. Ești foarte sigur? Sunt foarte sigur. Doamne ajută! E vorba doar de angajații primăriei, pentru că e vorba... Dar și de aia mi-e milă, spun sincer. Categoric, da. Orice om care nu își ia salariul la timp e o problemă, nu? Pentru că... Vine banca la ușă! Foarte mulți... Bani. Exact, stai pentru foarte n-am. Mulți... acel salariu e singura sursă de venit și așa sunt convins că e insuficient. Păi, da, ce discutăm de salarii imense? Da, la fel.
nu mă emoționez prea tare, nu crește pulsul la subiectul ăsta, pentru că sunt convins că o să se rezolve. O să se rezolve, hai să vezi. Și sunt convins că de la București există niște argumente care, prin care să... Nu le cunoaștem noi, na, bă, e mai greu cu provincia și adevărul că eu personal nici nu m-am bătut că nu sunt pe felia asta, ca să zic așa, să mă interesez și de ce anume, care ar fi argumentele de la București, prin care să se explice de ce nu treaba asta se poate face peste noapte, știi? Da. Rădăuțiu a dovedit o lacună legislativă, nu știu neapărat că e o lacună legislativă, nimeni nu s-a gândit vreodată că s-ar putea ajunge într-o situație precum cea de la Rădăuțiu. Uite că până la urmă va rămâne în istorie, da, domnule, s-a schimbat legea pe... Oricum Rădăuțiu... Cazul va fi studiat în facultățile de drept la administrație, la administrativ. Cum spune Sandrino, domnule, Rădăuțiu, Republica Independentă Rădăuțiu. Da. Da? Vai, mi-a mai povestit cineva, era o fază vis-a-vis de Rădăuți, dar petrecută în urmă cu ani buni de zile. Și zicea așa, că mă, am fost la Rădăuți. Nu știu ce treabă am avut eu pe acolo, am vrut să impresionez pe cineva la București și l-am dus într-un magazin de... Și ca să se dea mare, că, uite, magazinul din Rădăuți e foarte bun și are și colo, și colo, și colo. Zic, domne, ce minunate lucruri produceți dumneavoastră din piele, zi? Da, uite, astea, spre exemplu, sunt foarte frumoase. Le găsești și la magazinul din Suceava, de acolo, din centru, la care vânzătoarea, nu bă, că din Suceava n-au bani. Foarte tare, nu? Deci, Republica Independentă Rădăuțe, bă, ce noi. Da. Cum? Da, direct în lire, că acolo încă un pic și o să fie circulația pe partea dreaptă, în zona Rădăuțului. Nu pe partea dreaptă, pe partea stângă, știi, și mașinile numai... Acolo o să fie numai mașini cu volan pe partea dreaptă. Of, Doamne! Apropo de trafic, de mașini, trafic de coșmar pe principala arteră de circulație a Sucevei. Lucrări pe podul de la Bazar. Mă, oameni buni! Întrebare scurtă, minimală, așa... Oare n-a reparat podul ăsta cu vreo 2 ani de zile? Eu parcă așa țin minte. Și anul trecut au mai fost nici. Îl mai reparăm și anul ăsta un pic. Ok! Foarte bine. Ăsta nu-i pe proiectul ăla că a intrat șoseaua din Suceava și s-a dus până spre Botoșani și au făcut-o giugiuc? E proiectul ăla. Bă, bune lucrări, mă! Eu cred că la câți bani s-au băgat în lucrările astea de-a lungul anilor, cred că construiam un oraș nou. Da! Eu așa zic. Și aici, tot așa, o problemă de asta de, nu știu dacă neapărat de delăsare, că până la urmă mă interesează ce se întâmplă la mine în curte, dar nu știu dacă la un moment dat au avut toate pârghiile să-i sancționeze pe constructor, să fie, domnule, n-ai făcut treaba aia, ai pierdut lucrarea, multe s-au făcut pe fonduri europene, clasica problemă la noi cu subcontractarea lucrărilor, iei tu lucrarea, mi-o dai mie, eu vin cu târnăcopul, citeam undeva într-un material, să vezi în presa veche, în Monitor, într-o ediție anterioară din 8 mai, au venit unii în 8-5 și ca să spargă asfaltul, pentru că n-aveau, loveau cu cupa excavatorului în asfalt. Ei așa spărgeau asfaltul, știi? Adică, ce să te mai mire? Oricum, trafic de coșmar pe principala arteră de circulație e și când nu se lucrează la pod. Când e sărbătoare, da, e trebuie clima. Să știi că mai stai cu mașina acasă. Sau ți iei bicicleta. Probabil că n-ai bicicletă, n-ai pe unde să mergi. Doar să ți iei trotinetă. Sau cum se cheamă la mă cu două roți? Segway, nu? Sau cum? Da. Cu de-alea. Și ăla e o leacă de parale, nu? Da, bine, mocanui. Da, apropo de lucrări efectuate și care... Eu n-am, pe bune, adică avem facultăți de construcții, de ce vrei tu... Chiar nu avem... poate vă unul să inventeze asfaltul care să-l putem păi turna poate, la condițiile avem, de România. Avem specialiști, dar avem și șmecheri pe fiecare metru pătrat, nu? Șmecherași așa, bă, care știu să mai să vedem la facultate că ne învață cum să turnăm asfaltul să vină așa frumos, știi unde, la capacul de canal, știi? Să vină ca lumea. Chiar nu putem așa ceva? Bă, se pare că nu. Da, e o problemă. Mi-aduc aminte că mi-aduc aminte așa că odată când s-a turnat bucățica aia, știi, ieșirea spre Ipotești, spre Bosanci, da? S-a turnat asfaltul cumva peste pământ cu pietriș compactat. M-am șocat atunci când am văzut că se toarnă asfalt direct peste pământul compactat, știi?
Fusese decapat străduța aia dinainte. Pus mâna pe telefon și mi-a sunat un prieten care e constructor, e drumare, cum de asta. Bă, omule, ce fac ăștia aici? Prietene, ascultă-mă, e procedură, e foarte în regulă, atât doar că trebuie să respecte tipul de bitum cu pietrișul, cu tot ce cantitatea trebuie. Adică dacă respectă cantitățile, drumul va fi fără nicio problemă. Bun! Și după cum se poate vedea, ieșirea aia, bucățica aia prin dreptul la Sfântul Ioan, arată în regulă. E la vreo 2 ani de exploatare și pe bune, adică chiar... Doamne, dacă există la normativ, ce înseamnă asta? Că e verificat în timp că funcționează sistemul ăla. Trebuie doar să respecti compoziția și toate alea. În fine, publicitate. Revenim cu partea finală a emisiunii. Tata. Da, în direct pentru partea finală a emisiunii, sunt foarte multe lucruri importante în presa locală de astăzi. Hai să vă mai deschidem apetitul cu vreo 2-3 știri. În obiectivul de Suceava de astăzi, ambele firme ale primăriei, Termica și Transagent, pot participa la licitația pentru termoficare. ANRSC a dat acordul licențierii temporare a societății Transagent. Nicolae Frunzaru, actualul director de transport distribuție la Termica, a fost votat în unanimitate de către membrii prezenți la întâlnirea ce a avut loc ieri la primăria municipiului Suceava pentru a se ocupa de licențierea firmei Transagent. Cea de-a doua etapă a licitației pentru contractul de transport și distribuție a agentului termic va avea loc până la data de 1 iulie. Suntem din ciclul ăla, fă-ți iarna car și vara sanie, pentru că acu' e momentul să gestionăm povestea asta în ceea ce privește transportul de agent termic de la centrală până în casele oamenilor. Da, tare mie să nu facem iarăși greșeli de la majore și să ajungem în toamnă, în iarnă, stai așa că nu s-a plătit, iarăși veșnicele povești. Ăsta e singurul lucru care nu vreau să se întâmple. În monitorul de Suceava citeam zilele trecute și pe bună dreptate, domnul aci de față, Sergiu Rusu, era contrariat, supărat, ce mai a zis, că îi dă și în judecată pe aia de la poliție. Băi, spuneți-ne cine candidează. Da, era un candidat. I-am și dat în judecată, deci da? Avem proces, pe 14 mai primul termen. Din păcate, așa m-am convins și eu cam cum funcționează și procesele pe legea asta 544, adică o să termine și al doilea concurs până să avem noi un rezultat. Astăzi e concursul pentru șefia IPJ-ului, sunt doi candidați. Păi de asta e. E vorba de comisarul șef Viorel Onea și comisarul șef Eugen Rotaru. Da, e o situație, și practic am simțit așa o... M-am simțit în... Așa atât de mic, când de cei de la IGPR, fără niciun argument, fără nimic, mi-au zis, domnule, nu vrem să-ți dăm numele, domnule. Mi-au evocat o lege cu prelucrarea datelor caracter personal. Am găsit pe internet agenția care se ocupă de domeniul respectiv. Le-am scris, le-am cerut în baza legii 544 să-mi trimită dacă e în regulă, dacă se încalcă în un fel dreptul la viața privată a persoanei. Da, atenție, vorbim de o funcție publică, de niște ofițeri care candidează pentru o funcție publică. Mi-au spus că nu, că în astfel de situații... Și care la cum îi cunosc, de... amândoi sunt oameni de ispravă, adică nu... A, nu era vorba lor, nu era vorba lui Rotaru sau... Era vorba acelor la IGPR, da? Păi că IGPR-ul ăla l-ai dat în judecată, adică... Păi IGPR-ul l-a dat în judecată, da. Din care faci parte. Asta în condițiile în care pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii apar numele procurorilor, judecătorilor, care se înscriu la tot felul de concursuri, de promovare pe funcție, de știu eu ce, funcții de conducere. Cu alte cuvinte, peste tot vedem transparență. Nu mai departe de acum o lună și ceva s-a trimis un comunicat de către Ministerul Justiției cine sunt candidații pentru șefia DICOT central, structura centrală. Adică vreau să mă lămurească și spune, domnule, când e ilegal, când îmi dai numele unor candidați, cum apare astăzi și la noi în ziar și în obiectiv și bănuiesc că și în Craiova, sunt niște posturi scoase la concurs la inspectoratul școlar și sunt scrise și, nu știu, zeci de candidați. S-au dat nume, prenume, tot, adică așa mi se pare normal să fie. Nu să faci tu totul pe șest și după aia să mă anunț, vezi că a câștigat cu Tărescu. Hai să mori tu.
Și le-am făcut, bineînțeles, cum cere legislația, le-am făcut reclamația administrativă, s-a întrunit o comisie, m-au flituit frumos așa, cu... Mi-mi place că toate fraze, toate exprimările se termină, vă vom răspunde cu celeritate, cu nu știu cum, la toate solicitările dumneavoastră, aveți în vedere considerația noastră. Bă, mi se apleagă de considerația voastră, dați-mi un răspuns argumentat, n-au reușit să-mi dea, am contactat cu, prin avocatul ziarului, prin conducerea ziarului un avocat și am înaintat o acțiune în instanță. Să-mi zică și să stabilească magistrații, domnule, e... ziaristul ăla vostru tâmpit și chiar nu știe ce e cu el, sau ăștia de la IGPR chiar pot să facă ce vor ei în țara asta, știi? Au zis că, bine, ce au zis, sună ăla din provincie, bă, da, dracu din provincie, bă, bă, moldoveanule, bă, ce vrei, mă, tu? Potrivit articol, nu știu care, nu știu care, stai, mă, că știe și moldoveanul să citească. Și a citit moldoveanul, s-a documentat, s-a frumos, le-a făcut reclamația administrativă. M-au dus la țamiz, la legea aia cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Stai, mă, că mai face moldoveanul chestie. Le-am scris agenției respective. Ăia mi-au spus, domnule, da, e ok cum spui tu. Le-am trimis înapoi, de data asta, că a mai fost un concurs, știi? Da, da. Dar vorba ta, adică o să fie numit și pe post? Și tu încă n-ai să afli care sunt candidații, că nu ți-i dau ei. Da, dar eu vreau să stabilesc un precedent prin care să am o hotărâre judecătorească care să arate, sper, că datele, numele unor candidați înscriși pentru o funcție publică sunt publice. Nu poți să te ascunzi în spatele unui articol de lege spunând, domnule, sunt date exceptate de la furnizarea către mass media. Stai, bă, puțin, dar de ce? S-a înscris Bin Laden, s-a înscris careva și nu știm noi. Păi nu? Da. Bun. Alte lucruri pe care le găsim în presa locală de astăzi. Pedapsă grea pentru un șofer care a omorât un biciclist, 6 ani de închisoare cu executare. Bineînțeles că e vorba de o speță în care a fost... Discutăm de un cumul de infracțiuni, și anume a condus o mașină deși era băut, tânărul ăsta 27 de ani care are omorul în cârcă în momentul de față și are 6 ani de închisoare cu executare, deci a condus băut, nu avea permis, a omorât biciclistul, iar mai apoi a fugit și de la locul faptului. Știi, când s-a modificat legislația penală, au fost mulți care au criticat. Unele chestiuni pe bună dreptate, care s-au remediat ulterior, alții pur și simplu că așa suntem noi construiți ca popor, să criticăm orice. Da? Ei, uite, pe vechiul cod penal sunt convins că nu și-ar fi luat așa o condamnare. I-ar fi dat pedeapsa cea mai grea, care probabil ar fi fost undeva la 3 ani. Zic, nu știu, a fost accidentul ăla când au murit la Plopeni doi preoți, dascălul, da, nu mai da. Știu care, au fost 4 morți și a luat 2 ani cu executare. Iar oricum era un record atunci, pentru că de regulă... De regulă și suspendare, da. Aici, în schimb, sunt mai de drept, că sunt mai multe infracțiuni. El n-avea nici permis, a și fugit, dacă nu mă înșel. Păi, dar vezi tu, ăsta-i semnalul și eu sper aici să înțeleagă multă lume. 1. N-ai permis, n-ai ce căta la volan, logic, da? Poți să știi, nu mă interesează, dar ți-o iei cu executare. 2. Ești băut, frate, vine din spate, te rezolvă, adică executare și de-al. Și atunci poate o să avem mai puține cazuri de șoferi băuți la volan. Pentru că asta e una din marile probleme. Că vedem multe nenorociri care se petrec, iete era băut la volan, iete avea permis suspendat sau nu avea deloc permis. Categoric așa o să fie. Și sper că odată cu asemenea cazuri să se împuțineze celelalte care sunt cauzatoare până la urmă. Cam ăsta e rostul până la urmă al legii, nu? Da. Bun. O să ajungă și în situația asta. Când vezi tot felul de... Când o să fie 100 de șoferi condamnați la an grei de închisoare pentru infracțiuni rutiere pentru care în anii trecuți luau pedepse mult mai mici, cu siguranță că te vei gândi de două ori când te vei urca la volan. Pentru unii, pentru alții va fi egal cu zero, știi? Am înțeles. A venit vreme revanșe pentru Suceveni. Bieții băieți de la Rapid. Deci, de atunci, de când, doamne, că ați blătuit, că nu știu ce ați făcut voi, că pariuri, că așa, praful s-a ales, deci s-a accidentat Seme. Deci dacă până atunci, până la meciul ăla, Suceava jucase nu știu câte meciuri și avea o singură înfrângere, acum are vreo 7 la rând. Deci
s-a dărâmat totul. Ții minte când și aveam comparația asta, că e totul ca un castel de nisip? Am înțeles că au primit între timp oficial și ordonanța de clasare. Da, deci a venit, am avut-o, am lăsat-o la colegii mei de la radio. Bă, puneți acolo, mă, frumos, să vadă lumea, să vadă lumea că a venit comunicatul de la poliție, oficial, ștemnat, parafat, ștampilat, că dacă prima oară cel la rapid au bătut doar obrajul, zic, băi, dați-ne pace, că de data asta au mers, adică la poliție, băi, spuneți care-i povestea. Și cei la poliție au făcut investigații și au zis, bă, frate, adică nu avem cazuri de alea, de parieri. Am văzut recent o știre cu Ovidiu Doroftei, cu domnul viceprimar Doroftei, da, care spunea că hai să nu mai dăm bani la acest club de fotbal, pentru că... A auzit el. În târg, că anumiți băieți din jurul acestui club parează sume foarte mari, sau mă rog, ceva de genul, da, că a auzit el. Are el o suspiciune rezonabilă. Bun. Dom'le, asta m-a revoltat oarecum, pentru că dacă el zicea, hai să nu mai dăm bani la fotbal, pentru că am făcut eu un calcul și cu acești bani putem construi acolo, nu știu ce, centru de excelență sau nu știu ce, mama măsie, eu putem face, da? Nu, dar el vine și zice ce? Sau că am auzit eu că e o chestie neregulă și hai să nu mai. Păi stai mă puțin, de-aia el a auzit, l-a aprobat, l-a... Și mergi pe stadion frumos și spune-le oamenilor care se adună sâmbătă de sâmbătă sau o dată la două sâmbete sau când e un meci. E sâmbătă, da? Cu e meci. Care m-au așa aia, o amărâtă de... Semi-bucurie, că dacă mergi acasă și e bătaie, nu mai e bucurie, adică... Spune-le că tu ca municipalitate ai făcut efectiv totul, ai pompat bani în echipa asta de nu-ți dai seama cum de nou a venit și Messi să joace la noi, da? Ăștia niște neputincioși au vândut meciul, dar spune-o pe probe, pe argumentat, să vii cu ceva, nu că ai auzit tu, mă, da? Ești viceprimar al municipiului Suceava, am tot respectul, sunt și prieten, amic, mă rog, ai zic așa cu Ovidiu, da? Da. Dar aici nu am fost de acord cu el. Înțelegi? Și cred că la fel ai fost și tu. Același punct de vedere l-ai și tu. Da. Săptămâna trecută am făcut ca polizor aici. Mi s-a părut e drept. Oribil. E un club care ar trebui în mod normal să aibă un finanțator care să nu se aibă nevoie de banii primării. Ar trebui. De acord. Nu e situația. Nu e situația. Nu e. Ce să faci? Să renunțăm total la... Bine, mă, renunțăm și la fotbal. Hai să zicem. Renunțăm. Domnule, nu mai ne trebuie fotbal. Domnule, fă ceva să se vadă în orașul ăsta. Du, n-ai ce. Nu? Vrei să mergi să joci un fotbal pe un teren de sport? Du-te, că fără 500.000 ora nu ai să mergi. Da? Vrei să, nu știu, să faci ceva, activități sportive. Na, mergi, alergi pe stadion, bravo. Deci mi-ar fi plăcut și poate l-aș fi înțeles și el, l-aș fi dat de toate, că spunea, dom'le, hai să nu mai dăm ața bani, că dăm bani, da? Citeam undeva că Ion Lung în ultimii ani a dat vreo 5 milioane de euro pentru sportul sucevean. Repet, cum am zis și cu drumurile. Mă dacă, repede și cum o calculez, adică. Dacă luam toți banii care s-au dat pentru lucrări de reparare sau tot felul, mai construiam în oraș. Așa, da. Poate aveam și noi o echipă cu toți banii dacă îi puneam la oaltă, știi? Da. Adică e ușor să zici așa, doar pentru că vezi tu, am auzit eu că se învârte cu tare și cu tare și fac aia nereguli. Ne, bă. Și aia ce-au făcut? Aia s-au dus la poliție și zis, domnule, verificați-ne. Nu? Și poliția a dat, domnule, nu există suspiciuni cu privire la meciul respectiv. Nu dau efectuat verificări, deci nu ca așa. Adică au sunat, au mers pe la case, băi, meciul cu tare, pariat, nu. Da. Dați în baza voastră de date, adică în baza unor hârtii. Deci nu s-a adeverit absolut nimic din ceea ce a apărut la vremea respectivă în presă. Scurt pe doi ziarele din anii trecuți. Primul joi 8 mai, pentru că tot e 8 mai, dar 2008. Eram în plină campanie electorală pe atunci și eu în monitorul de Suceava, cel puțin, vedeți în dreapta cum era Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean, și Ion Lungu, primar al municipiului Suceava, pregătiți să ne facem datoria. Asta așadar în 2008. Iar în partea stângă un alt, deci așa un articol, dar bănuiesc că tot de publicitate. Al altui, ca da, e al altuia, dar n-ar fi trebuit să spună publicitate efectuată de, nu știu exact care e metodologia, dar spune așa: fascismul reînvie la Bucșoaia prin Gheorghe Flutur și Teodor Stolojan. Adică aici era reclama PDL-ului, în partea altă era reclama alorlalți.
dar care ceilalți nu mai țin minte. În 1903, și cu ghilimele de rigoare, că e vorba de ce a spus Gheorghe Flutur la Bucșoaia în 3 mai 2008. În 1937, acum deci 71 de ani, aici în Bucovina, la Bucșoaia, a fost întâmpinat regele Carol de bucovinenii noștri care erau străjeri, de un șef al străjerilor, Sidorovici, de aici din Frasin. Și dacă veți citi istoria, în acel an, 1937, a mai fost organizată o astfel de sărbătoare când a venit regele Carol în Bucovina. Deci, să știți că are legătură, are și legătură această sărbătoare. Deci să știți care și legătura această sărbătoare. Bineînțeles că cei din partea ei au dat search repede să vadă ce sărbătoare și ha! Uite că a gafat-o aici Gheorghe Flutur și a băgat-o în față. Exact principiul ăla de care vorbeam la un moment dat, și anume al caprei vecinului, știi? Adică în loc, asta a fost. Și ăsta e the meaning of al politicii în România, BAPA, da? Nu, băi, eu fac, eu am făcut, eu fac asta, eu voi face asta. Nu. Ardei pe corupți. Mi-a zis cineva ieri o anecdotă, uite, îmi scapă exact, o să încerc să parafrazez așa, zicea că unuia, un duc, mă rog, un... ce vrei tu, să-i îndeplinească o dorință, știi? Da. Și spune, uite, eu pot să îndeplinesc o dorință, dar să știi că vecinului tău am să-i îndeplinesc dublu dorinței tale, da, știi? Ăla, în loc să ceară și el un milion de euro, nu știu, ceva, zice, să gândești cel bine, deci vecinului dai dublu, da? Da. Scoate-mi un ochi! E exact ce spui tu, capra vecinului. Ah, de ce are ăla, de ce face ăla, știi? Din toată povestea asta care, ți-am zis, mă lasă rece... Azi zen, înțelegi? Azi nu mă enervez, da. Nu... Rețin doar un cuvânt. Mă, ce ai făcut? Da. Bucșoaia. Și mi-am luat aminte de tabăra Bucșoaia, da? Da. O tabără, cred că era cea mai mare din țară la un moment dat, sau nu mai știu, oricum, printre cele mari. Era tabăra de la Bucșoaia. Astăzi, în Paragină, nu din ce știu eu. Da. Au venit că fac centru de nu știu care pentru fotbal, că nimic, praf, la pământ. Dacă nu ar fi fost înscris în evidențe, prin registrul primăriei, pe acolo să aparțină de o autoritate locală, sunt convins că acolo aveam acum o investiție privată. Mulți corturari. Da. Bun, mergem mai departe, da? Doi tineri acuzați că au sechestrat și violat o minoră au fost arestați. Asta se întâmplă atunci în 2008. Mult special pentru asemenea cazuri trebuie măsura de arest, de reținere și așa mai departe. Atunci, te vezi, atunci când mai deschideam cu... Adică aveam pe prima pagină așa mare. Să știi că acum n-ai să prea mai vezi în... Păi nu, acum e la modă chestia asta cu DNA-ul. Nu, știi cum e? Că trebuie să fii în trend, oriunde. Da, păi asta zic, se schimbă, da. Și... la fel cum sunt convins și sper să și audiențele acelor talk show-uri, acelor emisiuni care îți spune de copii care își găsesc mamele... Era unul din ultimele episoade din Melodia? 2008? Da, nu mai știu. Monitorul de Suceava 2009, de aceeași zi, 8 mai. În pauza dintre ore l-a mușcat de urechea stângă și a smuls o bucată din aceasta. Mike Tyson de Suceava, nu? Sau cum? Și cu Holyfield, nu? Ha? Da, doi boxeri. Nici nu știu ce mai e de povestit aici. Bulevardul principal al Sucevei blocat parțial de lucrările ISPA. Parcă nu s-a schimbat nimic. Încă o arestare în dosarul afaceristului sechestrat și lăsat fără un deget de cămătari. Și Violeta Becla Secherii va susține construirea unei săli polivalente la Suceava. N-a avut putere Violeta Becla Secherii. Monitorul de Suceava 2010, ediție de sâmbătă, duminică. Concert de zile mari cu trupa Compact pentru 100 de suceveni. Domne, ce a fost odată, a fost odată. Ții minte că era Casa de Cultură neîncăpătoare când veneau. Compact, Holograf, Iris. N-aveai loc să arunci un act. Asta era în urmă cu și de mii de ani, imediat după ce s-a răcit pământul și tamance dispăruseră dinozaurii. Acum, 100 de suceveni în sală, dăm voie să spun că e trist. Da, ce e pozitiv în materialul acesta e faptul că, știi, de regulă
teatrele care vin să roace piese la Suceava sau știu eu ce organizații astea culturale, dacă n-au destule bilete vândute, anulează spectacol. Ori aici, de la Compact, au zis cât se înzală. Ok, pentru ăștia ați venit și chiar a transmis un mesaj solistul, pentru voi, cât sunteți, 20, 30, 40, facem show. Și au făcut două ore și am înțeles, cu bisuri, cu... adică a fost nebunie în sală atunci, știi? Știi, dar știi de ce? Pentru că cei 100 care au venit în sala Casei de Cultură în mai 2010, deci acum 5 ani de zile, ei au venit pentru acel concert. Păi, exact. Nu au venit... Și acum îmi pun următoarea întrebare. Hai, eu cu încă vreo câțiva prieteni de-ai mei, n-am ajuns la respectivul concert din vari motive. Dar restul, până la 500-1000, cred că-s plecați afară. Da, cine știe. Important e că cei de la Compact au susținut concertul chiar și așa, cu trei rânduri pline în toată sala aia mare a Casei de Cultură. Grefiera de la parchet acuzată de acte de corupție a dispărut. Da? Dispărută este și șefa acesteia prin procurorul și purtătorul de cuvânt al parchetului de pe lângă judecătoria Vatra Dornei, Irina Ciobanu, care nu răspunde două zile la telefoane, cel puțin cele ale ziariștilor, deși se afla la serviciu. Aha! Era atunci o poveste cu o grefieră acuzată că măsluia acte în dosare cu alcoolemii, știi? Adică îi ajuta pe unii să scape. A și fost condamnată între timp. E o poveste încheiată. Da. Mașini distruse, pericol de moarte și oameni stresați din cauza unei treceri peste calea ferată. E vorba de între stațiile CFR Suceava și Suceava Nord. Există o trecere de cale ferată care de ani de zile funcționează aproape continuu pe culoare roșie. Deranjantul sunet care anunță apropierea trenului, exasperând zi și noapte oamenii care stau în zonă. Șoferii sunt puși în situația de a aștepta la nesfârșit să treacă ori să-și riște viața și să traverseze linia. Au făcut-o și o femeie din Suceava care a fost surprinsă de un tren rapid, mașina fiindu-i distrusă. Un sistem de ăsta care nu funcționa corespunzător, nu? Da, e în zona triajului, e acolo, e o zonă foarte... adică trec foarte multe garnituri pe acolo, știi, locomotive, da, da. Se fac, era un sistem învechit pe care nimeni nu vrea să-l, sau mă rog, nu existau fonduri să-l, știi, alarma aia tot suna, efectiv, chiar zici, este pe site și imagini video de acolo, știi, deci treceai cu mașina, se teai, știi cum face, știi, cu roșu, bă, stai, niciun tren, stai, la un moment dat, bă, ce se întâmplă, știi? Bă, hai să treci, eu am văzut asta într-un documentar. Era cu documentarul la Coyotu și Roadrunner. Da? Și e tot faza aia când Coyotu încearcă să treacă strada sau, știi? Ok. Și când trece strada, trece Roadrunner. Și ăsta e întins la asfalt și cu urmele alea. Cam așa. Înseamnă că și aici e exact aceeași poveste. Iazul de la Grănicea și lăsat de izbeliște de autorități. Și o imagine aici cu o exploatare de piatră, de nisip și așa mai departe. Banca refuză să spună dacă îi va dezbăcubi pe clienții ale căror conturi au fost golite sute de mii de euro. Legea spune că e obligată și că îi dezbăgubește, adică tot timpul cât ai bani. Nu știu dacă și atunci era... Oricum, fiecare încearcă să-și protejeze interesul. Da. Monitorul din 2012, mirese minore obligate să se prostitueze de așa zi și viitori soți. Un tânăr din Suceava și unul din Ipotești sunt acuzați că le-au sucit mințile unor adolescente, promițându-le că le iau de neveste, apoi le-au obligat să întrețină raporturi sexuale contra cost prin moteluri și pensiuni în Suceava și împrejurimi. Cu acte falsificate, miresele au fost trecute granița și exploatate și mai multe bordeluri din Germania. Exact acele povești care, cum să spun, exact ca în operațiunea aia, accidentul. Deci cu cât spunem și povestim și presa, întreaga presă și toată lumea lansează avertismente, tot pică, tot se întâmplă asemenea nenorociri. Că sunt nenorocirile astea. Dar oricât am avertizat. Niște drame. Traficul de persoane era metoda cu locurile de muncă în Occident și
mergea pe 800 de euro să aibă grijă de o bătrână și când acolo se trezea că avea grijă de niște bătrâni, da? În altfel decât ar fi avut grijă de respectiva bătrână și e și aceasta o metodă de racolare prin... Vine bazată și pe naivitatea victimilor, niște copile care proveneau din familii dezorganizate, care aveau, nu aveau alternative, nu aveau cui să se plângă, da, apariția unui prinț care te duce afară și hai să adunăm una dintre ele, a făcut vreo 70.000 de euro din prostituție. Și bineînțeles, nu pentru ea, ci pentru viitorul soț care între timp... A devenit viitorul fost. Viitorul fost, da. Primăria Suceava în 2012 demara campania de dezinsecție a parcurilor municipiului. Asta era în 2012. Oare au reușit? Avem curaj să ieșim anul ăsta în parcuri? Or mai fi căpușe, cățeluși de la așa? Sergiu, dacă sar peste ceva care consideră da, foarte uitam, important, tu că am depășit timpul alocat emisiunii și de asta încep să mă mișc mai repede. Cu moartea în copacul din fața casei, de zeci de ani o familie din noastră trăia alături de o bombă de 82 de milimetri aflată la câțiva metri de locuință. În urmă cu circa 3 ani, polițistul din sat a venit, a zgândărit bomba cu coada grevlei, apoi dus a fost. Am mai avut o dată un polițist care prindea hoții cu cravata, știi? Serios? A fost la... Da, eram chiar cu colegii de la ProTV și făceam o... în modul de intervenție la apelul 112 și un polițist a venit la un apel 112 fără pistol, fără... Da. Și l-am întrebat, domnule, dacă era un hoț, cum făcea? Domnule, cu cravata. Zice, cu cravata? Și-a scos cravata, ne arăta cum, dacă n-avea cătușe, n-avea pistol, cum imobilizează el hoțul și după aia chiar a apărut un material, polițistul care prinde hoț cu cravata. Evident că a fost sancționat disciplinar de conducerea IPJ-ului, a fost comic, știi? Păi da, că era bun. Bine, nu te gândi acum că era un James Bond de ăla, scutea cravata și-ți făcea nodul într-o secundă. Păi așa mă gândeam. No? Vrea să stea hoțul cu micior, cu mâinile la spate, ăla să-l, știi? Am înțeles. Când scutea cravata. Da. Nu că am văzut în alt documentar cu piedone, tot așa făcea, adică lui piedone niciodată n-avea pistol la el. Deci numai pac, pac, și când dădea cu pumnul, ții minte? Parcă bătea cu voare, cu bătătorul. Nu, da, dar când dădea cu pumnul, tu. Deci se auzeau așa, două lovituri, foarte tare. Mașini distruse și clienți bătuți la Casa de Piatră din Șcheia. Bătăușii susțin victimele ar fi chemați chiar de administratorul restaurantului Ioan Popovici alias Coață. Deci la vremea respectivă, pe lângă faptul că mâncai o ciorbă de burtă, mâncai și bataia. Iarăși, percheziții, ceva, trebuie să închidem emisiunea? Un meniu diversificat. Auzi. Da, meniu super de vechi. Și 2014, indemnizațiile șefilor, un secret bine păzit la Casa de Ajutor a pensionarilor, da? Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor a fost presărată cu un scandal, o parte a membrilor fiind nemulțumiți de indemnizațiile care se plătesc din cotizațiile lor, fiind confidențiale. Comisarul șef Nelu Fediuc și ceilalți polițiști de frontieră anchetați de DNA au fost puși la dispoziție, acuzațiile s-au restrâns la nivelul de acum un an. Mai puține locuri în școlile din județ în următorul an școlar și Termica va fi reorganizată conform planului propus de Unicom Holding. S-a văzut ce bun a fost planul. Rezultatul l-am trăit cu toții pe pielea noastră în iarna ce tocmai a trecut. Sergiu, atât pentru astăzi. Ne dă afară Alex. Nu știu ce. Asta e viața. Asta e. Ce? Nu, deci pe bune, Cătălin e mai semnificativ, adică înțeleg din mimica lui, da, la Alex nu înțeleg. Niște plăcuțe de alea, domnule, da. Ieși în publicitate, nu știu ce. Da, ieși afară, ordinară, nu? Da, Sergiu, mulțumesc mult. Eu mersi frumos. Ne revedem vinerea viitoare, sănătoși să fim. Să te-a Dumnezeu. Stimați telespectatori, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească, rămâneți alături de Bucovina TV.